Minciuna, dacă a mâncat la prânz, nu va mai ajunge să mănânce și seara. Adevărul trece prin foc fără să se ardă. Rana făcută de un prieten nu se vindecă niciodată. Un arbore fără coroană nu va fi doborât de vânt. Nu judeca frumusețea ta după numărul de oameni care te privesc, ci mai degrabă după numărul de oameni care îți zâmbesc. Un om înțelept este acela care nu-și face griji despre lucrurile pe care nu le are, dar se bucură pentru acelea pe care le are. Bucură-te de micul dejun singur, împarte prânzul cu cel mai bun prieten al tău și dă cina inamicului tău. Cei care nu protejează valorile strămoșilor lor, sufletul lor nu se va odihni vreodată în pace. Să nu îți fie frică să faci greșeli. Important este să nu le repeți. Până și o pană este mai ușoară când doi oameni o ridică. O săgeată strâmbă nu va reuși niciodată să-și atingă ținta. Inteligența nu se află în răspuns, ci în felul cum pui întrebarea. Până și mierea are gust amar dacă e folosită ca medicament. Sărăcia e ca un leu, dacă nu te ferești, te mănâncă. Femeia e ca un foc din care trebuie să iei numai câte puțin. Nu ne putem aștepta la o judecată dreaptă din partea oamenilor care au interese ascunse. Dacă refuzi să te îndrepți când ești verde, nu te vei mai îndrepta când vei fi uscat. Există trei lucruri pe care un om trebuie să le cunoască pentru a rezista în această lume: ce este prea mult pentru el, ce este prea puțin și ce este corect. Este inutil să-i spui unui râu să nu mai curgă. Cel mai bun lucru este să înveți cum să noți în direcția în care curge. Indiferent cât de departe ai mers în direcția greșită, cu siguranță trebuie să te întorci și să mergi în direcția corectă. Ceea ce vine de pe buze ajunge la urechi, ceea ce vine din inimă ajunge la inimă. O persoană care se uită mereu la cer nu o să descopere niciodată ceva pe pământ. Nu fi prost să înlocuiești înțelepciunea cu cunoașterea, pentru că vei pierde înțelegerea. Este mai bine să fii pedepsit pentru că spui adevărul decât să fii răsplătit pentru că spui minciuni. Când viața îți arată că ai 100 de motive să plângi, arată-i că ai 1000 de motive să zâmbești. Acolo unde este lumina soarelui, există și umbră. Viața este pe jumătate trecută, înainte să știm ce este. Sentimentele unei persoane nu se rezolvă asemenea unei probleme de matematică. Mărul stricat cade primul din pom. Există peste 40 de feluri de nebunie și numai unul de judecată sănătoasă. Caută să dormi o noapte pentru a găsi soluția potrivită, decât să nu dormi din cauza celor ce ai făcut. Dragostea, precum ploaia, nu alege iarba pe care cade. Numai un prost testează adâncimea unei ape intrând cu amândouă picioarele în ea. Iubirea e ca ploaia ușoară ce cade neauzit, dar naște torente. Chiar și moartea aduce omagii curajului. Moartea poate lua totul cu ea, dar nu poate să se atingă de această virtute. Până ce leii nu vor avea istorici, poveștile de vânătoare îi vor glorifica întotdeauna pe vânători. Dacă bărbatul o are mare, femeia lui este fericită.
Nu merge în spatele meu. S-ar putea să nu conduc. Nu merge în fața mea. S-ar putea să nu te urmăresc. Mergi lângă mine, ca să ne ajutăm unul pe altul. Dacă viziunea ta este pentru un an, plantează grâu. Dacă viziunea este pentru un deceniu, plantează copaci și dacă viziunea este pentru o viață, plantează oameni. Bărbatul este ca vinul. Când este tânăr, este dulce, dar fără putere. La bătrânețe, este puternic, dar dur. Când ajuți un copil să iubească, poate fi mai important decât atunci când îl ajuți să învețe. Dacă înțelepciunea se măsoară după mărimea bărbii, atunci țapul este un rege filosof. Când un leu nu găsește carnea cu care să se hrănească, nu are de ales decât să mănânce iarbă. Cântecul cântat de bărbați când merg la vânătoare nu este același cântec pe care îl cântă când se întorc. Dacă femeia refuză sexul oral, înseamnă că bărbatul a greșit cu ceva. Ai grijă la cuvintele pe care le spui în fiecare zi. Asigură-te că fiecare este drăguț și dulce, pentru că poate fi în zilele următoare, va trebui să mănânci câteva. Oasele și carnea martirilor zac îngropate în pământ, dar spiritul lor revoluționar rămâne viu. Dacă poți vedea anusul vecinului tău, atunci propriul tău anus este larg deschis pentru ca alții să-l vadă, chiar mai ușor și mai clar. Cu cât sunt mai adânci apele, cu atât sunt mai liniștite. Voința omului de a se vindeca e mai importantă decât orice medicament. Peștele nu ar avea probleme dacă și-ar ține gura închisă. Chiar și maimuțele pot să cadă din copaci. Pisica cea mai cuminte se cațără cel mai repede pe cuptor. Vântul nu se mai întoarce niciodată în locul în care a bătut odată. Păsările aud ce se vorbește ziua, iar șobolanii aud ce se vorbește noaptea. Dacă îți plac numai lucrurile ușoare, o să ai probleme. Dacă îți plac problemele, ai să le rezolvi. Bărbatul care sărută femeia între picioare, că la inima ei are cheie. Mulțumim pentru vizionare! Apăsați butonul de abonare pentru a fi la curent cu noi citate lăudate zilnic.